fața fiecăruia pe masă aveți acest gând minunat, așternut alături de o uie frumoasă, simbol al neamului nostru românesc și creștinesc, o uie care are menirea de a o purta acasă și de a o purta în suflet pe dumneavoastră, amintindu-vă atât de acest moment, cât și de momentul pe care anul acesta, în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, din 1 decembrie 1918, o sărbătorim. Eram regimente române, Moldova, Muntenia.
și frații cu inima la trebător. Tată, Dianule, din tine, lumina noastră iarăși vom veni. Arătați-mă nați de sărăcie și plăguiți de multele poții. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Pădurile și apele omorul și inima din plebui s-a luat. Dar într-o zi se va trezi poporul și fiecare dea la fel ca altă dat. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Te iubim că tu ești doar al nostru și viața pentru tine ne-am fi dat. Dar moștenire la strămoșii noștri și nimănui nu te-am lăsat vreodat. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Ești din depărtări privind spre tine, ne plânge mândră soarta ce-o avem. Dar într-o zi ardeanul ești în bine, ca pasărea de foc reînviez. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Primi-vor iar copiii tăi acasă, la masa țării noi din om vom sta. Ardealule, iubirea mea frumoasă, dușmanului nici când nu te-o lăsa. Aveam o țară scumpă și mândră, avem și iarăși vom avea. Dușmanul care astăzi râde va tremura privind la ea. Fraților de arme, noastră ridicați glasul, clopotem să-l ascultați, că vă cheamă lupte sângele străbut, să păziți fătarul de dușman răgând. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazii munte, nu ne-am plecat. Și de-o fi furtună și de vreme bună, patria românească, noi vom apăra. Ioane și Vasile, țara sunteți voi, voi nici trageți coasa, voi nici la război. La hotarul țării, cât o să vegheați, voi dormirea avem cruci de culturați. Ne-au plecat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazii munte, nu ne-am aplecat. Și de-o fi furtună și de vreme bună, patria românească, noi vom apăra. Că vă știu și brazii și munții vă știu, voi sunteți stăpânii lui pământ cu stiu. Și în orice suflet de neam luptător, tutură de-a furul rândul tricolor. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazii munte, nu ne-am aplecat. Și
de furtună și de vreme bună, patra românească, noi vom apăra. Doamne, ocrotește neamul românesc și pământul care moșii odinesc. Doamne, să veghezi neamul să nu piară, să nu privegească de parte de țară. Ne-am plecat străinii, ne-am poftit vecinii, ca și brazii munte, nu ne-am aplecat. Și de-o fi furtună și de vreme bună, patra românească, ne-am plecat când erau tineri, iar astăzi
nu îmi slăbește lor. De cei de acasă, de bucuria lor. Mi-e dor de casă, părintească, mi-e dor de vatra, de părinți, de-a lor suflare, alinare, de-a tatălui soare. Așa ne-a fost să fie soarta, de tineri ambii au plecat, s-au dus să cucerească lumea, între lor copii, în rușeva. Afară, plouă și noi doare, de parcă cerul s-ar fi spart. Iar eu, plutind pe val de gânduri, ceva sub ran, am observat. Văd cuibul unor cui de păsări, fiera plăpând sunt în pom. Privesc atent și-mi dau lacrimi, ca și ei soarta de om. Nu le sunt acasă. Au rămas singuri, fiind mici, și tot la ce puteau să se iau, erau scrivite de plici. Afară plouă, bate vântul, sunt în pericol eminent și numai Dumnezeu cunoaște ce pot păți într-un moment. Mă uit la ei, sunt patru la număr, exact așa cum noi suntem. Eu, frații mei, cu drag părinții așteptăm. Mă uit pe geam, iar păi încetează. Și voi, tu mai simt să speram. Thank you.
Thank you.
în miez de noapte, în chilie, o rază albă intră lin pe ferăstruica înnegrită și luminează un trup puțin. Ce stânge în unghi, adus de spate, și spală încet trudind din greu o dea veche, lăcuită. E preotul lui Dumnezeu. Un om plăpând cu chip de ceară și obiceiul cuvios, cu suflet blând ca o privire a Maicii Domnului Hristos. Cu mâini subțiri și obosite, înmoaie în apă cărpa grea și freacă încet a câta oară același ungher de părea. Mirată încremelește luna și candela lumina-și frânge, iar îngerii se opresc fielnic din zborul lor. Preotul plânge. Din ochii mari, adânci de veghe, cad lacrimi grele în ungher. Și așa cum picură în salbă, par stele care cad din cer. În zor, când ucenicul tânăr are să vină să-i dea, ca de obicei, prescur și vinul, din nou mâhnit îl va certa. Părinte, iarăși noaptea întreagă, bolnav cum sunteți tot mereu, asta să lustruiți podeaua, doar asta pot să fac și eu. Și ca de fiecare dată, părintele va spune blând, îi va pune mâna lui slabă și trudită pe cap și îl va privi tăcând. Ce să-i fi spus? Că de ani de zile, de când Hristos i-a poruncit să aibă suflete în grijă, el niciodată n-a dormit din miezul nopții până în zor. Că este sufletul prea plin de atâtea vieți și atâtea griji, de atâta har și chin. Că noaptea își amintește în taină toți ucenicii ce-au intrat în ziua aceea în chilie și acolo unde au călcat. El spală osenit podeaua și adesea plânge încetişor, rugând smerit și adânc pe Domnul să sperie sufletele lor. Că-l doare trupul slab de boală, că nopți întregi stă plecat, că fiii lui născut în Domnul să se ridice din păcat, că n-are somn și n-are tignă și viața lui e viața lor. Iar lacrimile plânse în taină sunt cel mai scump al său odor. Că moare fiecare noapte ca să vieze în orice zi Hristos în piepturile slabe ale duhovniceștilor să-i fi. Cuvintele sunt prea sărace și taina prea de necuprins. Și preotul începe iarăși să spere. Candela s-a stins. Puțin sub soare sunt aceia care în tăcere lumii mor și fac prin rugăciuni și lacrimi din viața lumii viața lor. Dar noi, cei slabi și mici în toate, un lucru avem a învăța și după cât ne stăm putere să ne silim al și lucra în orice loc și în orice vreme. De îngenunchezi când ești smerit și plângi după a ta putere, vei aduna din lacrimi zâmbet și dintre mărăcini crine alb. Căci dragostea pentru un frate ivește în maluri luferi albi. Nu.
unirea a fost făcută de un popor creștin. Astăzi suntem aici pentru că suntem într-o comunitate creștină, ortodoxă, pe care, cu îngăduința lui Dumnezeu, o păstorește un preot. Astăzi avem aici, în mijlocul nostru, preoți veniți de peste otare, ziceam în parohie, 25% din credincioșii noștri sunt de la Părintele Petru. Poate exagerez, dar mai calculez un pic și vă spun. Avem aici un cântar al parohiei, Părintele Florin. Nu vreau să elogiez mai mult decât s-ar cuveni. Vreau doar să subliniez că țara noastră e o țară creștină. Și de aici pornim orice gând și orice activitate și orice lucrare în viața noastră, de zi cu zi și în familiile noastre. Invită Părintele Doru, pe Părintele Petru, pe Părintele Florin să ne cânte! După momentul acesta și după poezia aceasta atât de minunată, nu știu dacă mai avem voce să cântăm, dacă ne mai vine a cânta. Însă, lucrarea preotului este înainte de toate una slujitoare în rugăciune. Dar pe de altă parte, un lucru care se simte foarte mult aici și care apasă cu mare responsabilitate pe umerii preoților din străinătate, mai ales nu pentru cei din țară n-ar apăsa sau n-ar conta acest lucru, să știți că noi de aici, din străinătate, și nu numai, repet, avem și greaua și dulcea povară în același timp de a purta mai departe și tradiția autentic românească. Pentru că biserica în străinătate, așa cum bine știm, este numai un spațiu de rugăciune, de închinare lui Dumnezeu. Este și un spațiu consacrat unui timp și unui loc special în care se menține vie tradiția sfântă românească, cântecul popular românesc, obiceiurile frumoase românești și totodată în care este un spațiu în care se poartă cu multă cinste portul popular românesc, așa cum bine am văzut de fiecare dată. De aceea, în gândul acesta, văzând că avem ajutor aici de cinste și mă bucur, pe Părintele Petru, zic de Părintele Petru pentru că este venit cel mai de departe, doar de la 1000 și mai de kilometri, nu este foarte departe, chiar și dacă chiar kilometri sunt mulți, să știți, este aproape în sufletele noastre și în sufletele multora dintre dumneavoastră, sunt sigur de asta. Și apoi, desigur, Părintele Florin Vasile, care s-a născut, să spunem, domnicește în parohia noastră. Și nu greșesc, pentru că Domnul așa îngăduie, nu ține cont de vârstă, ci ține cont de lucrare. Și hotărât a Domnul, la bună vreme, să îl cheme pe cel cândva era cântăreț, apoi dirijor, să-l cheme la aleasa și frumoasa slujire a preoției, dându-i în păstorire pe nimeni alții decât pe vecini, sau să spunem pe o parte din foștii fii ai parohiei mamă, pe care o păstorește cu multă, multă dragoste și cu multă dăruire. Și nu o zic ca să îl laud, să-i fac elogii, ci o zic ca o constatare, pentru că mai trag ochiul, știți? Mai trag cu ochiul, nu cu ochiul critic, ci cu ochiul celui care-i pas și ochiul prietenului, dacă vreți, prietenului și a fratelui în slujire și în Hristos Domnul, văzând și văd că Părintele face lucrări minunate. De Părintele Petru nu vă mai zic nimica. Cei care cunoaște satul Marin, ce a fost și ce este acum, ce este biserica în vremea, ce a fost biserica în vremea în care Părintele era cântăreț acolo, că toți am început de la cântec, de la strană, și ce este acum după atâția ani în care florește zi de zi, aceasta spune totul despre ce face Părintele acolo. Desigur, împreună cu Doamna preoteasă, pentru că și preotesele
sunt foarte, foarte importante lucrarea slujirii preoțești. Dar cam atât cu predica. I-am invitat pe părinți cu mare, mare drag să ne ajute la o cântare, două, trei, nu mai multe, dar aș vrea tare mult să cântăm așa, să avem două gânduri, două, trei cântări așezate în sufletele noastre pentru dumneavoastră. Și mă iertați, așa. Aș vrea să începem cu o cântare tare dragă nouă, o cântare pe care am observat că aici este cântată, o iubesc nu numai ardelenii, că se referă la Ardeal, dar iubesc strașnic și moldoveni. Ardeal,
că nu ne-am înțeles deloc. A șase, da, părintele spune că o lipsi de la repetiție, să știți că să așteptați deja să sfânta liturghia, să spun noi, dar nici de cum se gânde pe scenă, mai Ardeal sau se gânde. Cu siguranță că da. Da. Cum spuneam, nu suntem profesioniști, nici unul, nici altul. Eu, personal, sunt foarte răgușit. Fiecare, după liturghie, după drumul și după toate celelalte. Nu luați calitatea cântecului, că nu asta vrem să vă oferim. Nu vrem să... să locuim pe mari efei ai cântecului popular, ci vrem doar să vă transmite din inimă și un gând așa cum putem noi, fiecare par. Acum un cântec la care vă rugăm să cântăm împreună. O rugăciune către cerul zboară, o rugăciune către Dumnezeu, mai căcunată pururea fecioară, ridică greul sufletului meu, mai sufletului meu,
Rămâne sus, acolo și
Mulțumim, mulțumim părinților. Să știți că a fost așa cum a fost odinioară adunarea de unire a României. A fost ad hoc, așa și nominant. Și prin fuși, la 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 la
joc. Să vă arăt cum știm juca cu mâncuța alăturea. Thank you.
noastră! Muta mare în ce domeniu, muta lahi pe domeniu.
dacă pornești și ajungi la Ștefănești, vezi portița raiului la marginea satului. Doar scălat e în lumină, oameni cu fața senină și nu știi de multe ori care-i someni, care-i flori. Hai, hai, hai la Botoșani, mai, hai, hai, iar al nostru plaie, așa mă! Botoșa nu-i loc de frunti, odaha țării numii multi, cărăturari și învățați, toți români adevărați. Oriunde te-ai întoarși, plaiul nostru mulți-a plași, oameni harnici și știți, mește bun și iscusiți. Hai, hai la Botoșan, mai, hai, hai, iar nostru plai, hop, vreau mă! De la Domnii dragă tu dacă Sfinte mănăstiri te-așteaptă să aprinzi o lumânare, să-ți faci lume de închinare. Raiul dulcii îl păstrăm, credința-n veci n-o lăsăm, noi vă invităm cu drag pe moldovenesc meleag. Da, hai, hai la Botoșani, mai, hai, hai, iar al nostru mai. Suntem sărași prin neamare,
râvnită, Doamne, ocrotește pe români. Dai al nostru ardealul sfânt, cât un trăim pe pământ, Doamne, ocrotește pe români. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisa. Nistrule, Nistrule drag, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Nistrule, Nistrule drag, că nu mai poate străbate de atâta. Nistrule, Nistrule drag, moldoveni din lumea toată, România vă așteaptă. Nistrule, Nistrule drag, să fim cum am fost de mult, toți români nimic mai mult. Nistrule, Nistrule drag, noștri românași și pe acești fii de moldoveni care s-ai noștri frați, și predau microfonul. Bravo! Thank you.
ne-au dat astăzi această libertate. Și dacă tot v-am prins aici, stați așa. Vă sfidez. Hai să vedeți ce înseamnă o bătrâncă. Stați o leacă. Yes! Thank you.
și Basarabia noastră. La mulți ani tuturor, rămâne pe cutine.